O mică neatenție putea duce la o adevărată tragedie duminică pe drumul național 73, pe urcarea dinspre Brașov, pe dealul Mateiaș. Cei doi tineri se aflau într-un autoturism marca BMW, iar la un moment dat, într-o curbă la stânga, conducătorul autoturismului, un tânăr în vârstă de 21 de ani, a mers prea aproape de marginea drumului. Mașina a intrat într-un șanț, s-a răsturnat pe partea dreaptă și s-a oprit în capătul podului. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns pompierii Câmpulungeni cu un echipaj cu auto specială cu modul de descarcerare, un echipaj al paramedicilor Smurt, precum și un echipaj al serviciului de ambulanță județean. Cei doi ocupanți rămăseseră blocați în autoturism și a fost nevoie de ajutorul mai multor participanți la trafic pentru a putea fi scoși din autoturism. Aceștia au fost extrași până la sosirea salvatorilor. Cei doi au primit îngrijiri medicale la fața locului și nu a fost nevoie de transportul la spital. Detașamentul pompieri Câmpulung a fost solicitat să intervină pentru un accident rutier. Ne-am deplasat la locul evenimentului cu auto specială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor. Sosit la locul evenimentului, am constatat că un autoturism a părăsit partea carosabilă. În urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale. Cei doi, conducătorul și pasagerul, au fost asistați de către echipajul SAJ sosit la locul evenimentului. Echipajul de stingere a asigurat măsuri specifice. Ca să fie scoasă din șanț, mașina a fost ridicată cu un utilaj cu gheară. A fost deschisă o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care a avut loc incidentul rutier, pe care oamenii legii l-au protocolat ca tamponare.